Au fost momente în care a trebuit să le fiu și mamă și tată, evident, pentru că tatăl lor nu era prezent în viața lor în mod constant. În mod constant. Mi-a plecat tatăl, dar mi-a plecat cel mai bun prieten, mi-a plecat punctul meu de sprijin, mi-a plecat reperul meu în viața asta. Doctorii se uitau un pic la mine, ziceau, săracă de ea, cred că a luat un pic rara, știi? I-au făcut un CT și la CT s-au văzut două formațiuni pe creier. Nu mă rugam la tata, că tata l-a iubit enorm de mult pe Hristos. Știu. Enorm. Și atunci, cred că tata și l-ar fi dorit în lumea aia bună. Imaginea era dezolantă. Era o imagine extrem de dureroasă. În primul rând, mă gândește-te că slăbise în jur de 25 de kg. Bun găsit din nou la Meritat Podcast, dragilor, după cum observați, în casă nouă, și să știți că mi-am dorit din suflet ca invitata din primul episod din noul sezon a Meritat Podcast să fie una pe măsură. Este o femeie pe care o admir foarte, foarte mult și nu o spun doar așa de complezență. Este o mămică împlinită, este o super femeie care și-a ales de altfel și o meserie, să spunem, destinată, nu știu dacă exclusiv, dar în general sexului masculin. O carieră destul de dură, acum cât de mult a transformat-o și toate întâmplările din ultima perioadă, unele despre care știm, altele pe care o să le descoperim în această seară, o să ne spună chiar ea, Lorena Balaci. Bine ai venit! Bine te-am găsit în noua casă, e foarte drăguț. Mulțumesc tare mult! Îmi place mult! Să știi că am emoții! De ce? N-am mai spus asta, dar chiar am emoții. Am emoții pentru că este prima filmare aici și pentru că noi tot vorbim să ne vedem, să ne vedem, filmăm. Da, și n-am potrivit. Asta pentru că ești super ocupată și tu. Da. Bine, cine nu e ocupat în ziua de azi? Măi, da, e adevărat, dar la mine chiar au fost multe evenimente și sunt în continuare, adică eu trăiesc în niște și evenimente. Și zboară timpul parcă foarte exact, repede. Nu-mi dau seama când trece timpul. Azi e luni, mâine e duminică. Simți nevoia de mai multe ore în plus? Sinceră să fiu, cred că simt nevoia unor ore în plus de odihnă. Și de o vacanță. Și de o vacanță. Am zis ceva, am apăsat acolo butonul sensibil. Da. Deci vacanțele sunt viața mea, dar sunt atât de rare în viața mea. Când a fost ultima ta vacanță? Ei, nu, să știi că ultima vacanță a fost în de Revelion. Așa, deci nu foarte... Da, am fost plecată cu Atanas de pe 30 decembrie până pe 2 ianuarie. Am fost la Manchester, am fost la un match, Manchester City cu Everton. Deci se putea, Lorena, vacanță, match, fotbal, deci tot da, în deci zona deci tot aceea, în zona aceea, aceea, exact. Altfel nu se putea. Dar o plajă, ceva, Maldive, te vedem vreodată? Păi nu, că să știi că inițial când plănuiam vacanța cu Atanas, da, plănuiam vacanța, hai să alegem o destinație caldă. Da. Și atâta ne-am gândit la destinații calde până am ajuns la Manchester, la unde Manchester era la fel de frica la București, dar măcar am văzut niște chestii foarte interesante, iar atmosfera aia de meci a fost absolut senzațională. Da, în afară de odihnă și în afară de asta așa tu cu tine, de ce ai simțit nevoia de mai multe ore? Ce mai face? De ce? Ce-ți lipsește? Păi fii îmi lipsește în primul rând, îmi lipsesc întâlnirile cu prietenele mele. Pentru că să știi că, uite, chiar îmi dădeam seama acum câteva zile, vorbind cu prietena mea cea mai bună, hai când ne vedem, mă uit pe agenda și zic, fii atentă, pot să mă văd, putem să ne vedem marți după amiaza. Am închis agenda și am stat și m-am gândit, băi, e joi. Oh. Deci nu e ok cu prietena mea cea mai bună să am timp să mă văd abia marți, adică m-am simțit cumva, parcă o programam. O programez. Ceea ce m-a făcut să-mi dau seama că, de fapt, timpul meu, viața mea personală este foarte limitată, știi? Și e cam în plan secund. Cred că este nu doar într-un plan îndepărtat, știi? Și am zis, băi, chiar nu e ok, adică... Dar pe de altă parte sunt foarte angrenată în niște activități pe care le am și sunt mulți oameni care depind cumva de mine. Și atunci e greu să... Nu vrei să-i dezamăgești? În afara faptului că nu vreau să-i dezamăgesc, pentru că ai dezamăgi pe ei, înseamnă a mă dezamăgi pe mine, în primul rând. Dar, totuși, am stat și m-am gândit că parcă am și eu dreptul la viața personală înainte de toate. Și v-ați văzut vineri, sâmbătă, duminică? Nu, pentru că n-aveam cum să mă deci văd. Deci adică a rămas marți, da, pentru că sâmbătă și duminică terminam undeva în jur de 7 seara și îți dai seama, de dimineață de la 8-9 la stadion până la 7 seara...
nu mai aveam chef. Adică... Da, uite, foarte frumos totuși că vorbești despre prietenie, despre cea mai bună prietenă, despre grupul de fete și asta înseamnă că tu crezi în prietenie, nu? Ai aceleași, da. Aceleași oameni lângă tine? Da, am aceleași oameni lângă... Am două prietene mari și late. Prietenele mele cele mai bune. De câți ani? Păi pe una o am de... Când aveam 9 ani. Wow! Da, deci... De viață. Cam așa. Și cu una sunt prietenă de vreo 15 ani. Wow! Cam astea sunt prieteniile adevărate, nu? Da, bine. Și uite, ai fost Adina, urmă, sunase Oana. Este, una dintre ele? Da, este fosta mea colegă de bancă din liceu. Ce tare. Și asta spune multe lucruri despre, despre cineva, știi? Atunci când ține legătura cu oamenii din copilărie... Da, din... să știi că, uite... Eu am avut noroc și am avut parte de o generație la liceu foarte, foarte mișto. Noi încă facem întâlniri, toți colegii de liceu. Frumos. Și facem întâlnirile uneori de două ori pe an, dar cu siguranță o dată pe an ne întâlnim. Știi? Uite, chiar anul trecut, pe 22 decembrie ne-am întâlnit cu toții, ne-am strâns la un restaurant, cred că eram vreo 30 de inși. Ce frumos! Deci știți unii despre ceilalți? Absolut tot! Absolut tot! Mai rar. Avem un grup al nostru. Foarte tare! Da. Cum era Lorena adolescentă? Păi nu știu, cred că n-ar trebui să mă întreb pe mine. Uite, dacă îl inviți vreodată pe Cătălin Oprișan, ar trebui pe așa, el să-l întrebi. Că el știe mai bine. Măi, nu știu, cred că eram, adică cred că am fost o adolescentă absolut normală. Adică n-am epata. Bine, erau și vremurile de așa natură. Erai mai băiețoasă sau erai... Nu, cred că eram întotdeauna, să știi că băieții au fost prietenii mei cei mai buni. Cu toate că, evident, cum îți spuneam mai devreme, am rămas legată de prietena mea cea mai bună din copilărie. Înțelegi? Da, nu. Adică cred că cumva... Așa, când, mă rog, epatam cumva la un moment, dacă n-ați dai seama, eram cumva curtată de băieți și atunci mai făceam și eu pe nebună. Mă rog, dar este o perioadă frumoasă de care ți-aduce aminte cu drag, nu? Da, deci dacă ar veni mâine Dumnezeu să-mi spună, uite, îți ofer șansa să mai retrăiești o săptămână din viața ta, care perioadă vrea să o... asta aș vrea să o trăiesc, perioada de liceu. Pentru că a fost senzațional, absolut senzațional. Și când ne raportăm la copilărie, ai avut copilărie frumoasă? Da. Te-ai bucurat de momentele acelea ale copilăriei? Da, cu vârșind de sat. Deci am avut o copilărie frumoasă. Dintre tine și sora ta, care era mai rea, să zic? Eu. E, da, clar, de eu. Ce oare a înghicit? Da, clar, eu. Și, adică, nu știu cât de rea neapărat, că nu făceam multe chestii care să-mi supăr mai părinții. Eram rea de gură. Uh-huh. Adică tot timpul aveam câte ceva de comentat, știi? Și asta cred că o scădea pe mama săraca din sărite. Și pedepsele cine le-am casat la final? Amândouă. Amândouă? Dar de ce dacă ea n-avea nicio vină sărăcută? Păi, da, știi cum e. Așa, să știi că așa am făcut și eu cu copiii mei. Nu contează care... Da, copiilor mei le spuneam tot timpul, băi, știi, nu mai stau să fac anchetă. Că eu nu sunt organ de anchetă, da? Plătiți amândoi. Deci a greșit, nu mă interesează cine a greșit, cum a greșit, cum n-a greșit. Hai, gata, amândoi, pedeapsă. Și nu spuneam, mami, dar nu e corect, stai puțin, că n-am spart eu vaza aia, ce treabă am eu? Păi la început spuneau, dar după aia știau că îl pedepsesc pe amândoi, deci... Mai bine să scape mai repede. Da, și făceam și... Te-am, ia uite, dragă, tu îmi spui mie ce e corect sau ce nu e corect la mine în casă. Cum crezi că ești tu ca mamă? Bine, ar trebui să sunăm băieții să-i întrebăm, dar trebuie cum să te sunăm... vezi tu ca mamă? Măi, să știi că eu am încercat să adopt o tactică a tatălui meu, care îmi spunea tot timpul, Lore, noi, înainte de toate, suntem prieteni. Și știi că e rău atunci când îți dezamăgești un prieten și te superi pe un prieten. Ai șansele să nu mai vorbești niciodată cu el. Știi, și atunci am încercat să adopt cumva ideea asta de prietenie între mine și băieți. A funcționat? Să știi că a funcționat, da. Chiar a funcționat. Unii ar spune că se poate pierde respectul atunci când copilul confundă rolurile. Păi, da, pentru că ce se întâmplă? Să știi că eu tot timpul le aminteam, ok, eu sunt prietena voastră, dar nu uitați că înainte de toate sunt mama voastră. Dar chestia, apropo de respect și vis-a-vis de respect, să știi că astea sunt niște valori pe care îl înveți pe copil de mic.
Deci nu știu dacă odată învățat această valoare, ei o pot pierde. E greu să cred, adică nu dacă cred. E implementat atunci de mic. De mic, respect, și știi cum este respectul? Nu trebuie să fie doar vis-a-vis de mamă sau de părinți sau de bunici sau de cei apropiați. Respectul trebuie să fie față de toată lumea cu care te înconjoară sau față de oamenii cu care te întâlnești. Corect. Și atunci de asta spun că eu nu n-am avut probleme de genul ăsta. E frumos că spui că ai putut să le fii prietenă, că au înțeles și ei rolurile. Suntem și apropiați de vârstă. Să știi că ești o mamă tânără, ești modernă și te știu și eu de mulți ani de zile, te-am și urmărit de atâtea interviuri și, mă rog, te știu o țară întreagă și chiar par genul de mamă relaxată. Da, da, să știi că chiar ești relaxată. Și am fost tot timpul relaxată în ceea ce îi privește, nu... Am avut și am încredere în ei și am avut încredere în ei tot timpul, am încredere în alegerile lor. Sigur, am fost tot timpul acolo în spate, știi? Da. Trebuie să fii cumva în spate, invizibil, copilul să te simtă, dar să nu... Să nu-l sufoci. Nici să nu-l sufoci și să nu încalci liberul arbitru copilului. Evident că, să știi că au fost alegeri ale copiilor mei care m-au supărat. Și cumva... mi-a luat un pic de timp ca să le accept. Alegerile. Da. Alegerile, da, dar până la urmă știi cum e, sunt alegerile lor. Uite, eu fac întâlniri la clubul unde activez, foarte multe întâlniri cu părinții și le spun și le repet același lucru. Copiii sunt ai noștri, nu, sunt din noi, dar nu sunt ai noștri. Ei sunt niște ființe egale cu noi. Sună dur. Sună dur, e adevărat. Ei au propriile lor destine. Nu avem cum să, nu avem nimic în lumea asta, nu ne dă dreptul să influențăm destinul copilului nostru prin alegerile noastre. Că știi ce se întâmplă? Binele e o chestie relativă. Ce e bine pentru mine s-ar putea să fie cel mai mare rău pentru tine. Corect. Și atunci nu spun eu, fă așa că e bine. Păi nu, poate e bine pentru mine, dar asta nu înseamnă că binele meu este și binele copilului meu. Ei au învățat de la tine acest lucru, să separe binele de rău, să știi exact că mama e acolo undeva în spate, când avem nevoie de ea știm unde este. A trebuit să fii și mamă și tată? Sau ai avut rolul tău bine definit? Bine, și nu știu unde s-apeleze, având în vedere că eu m-am despărțit de tatăl lor de ceva vreme, da, de mult, că se fac 8 ani de când... Ei conștientizau de aceea dintre... Da, au fost momente în care a trebuit să le fiu și mamă și tată, evident, pentru că tatăl lor nu era prezent în viața lor... În mod constant. În mod constant. Și atunci, da, oare uneori a trebuit să iau și niște măsuri un pic mai radicale pe care, în mod normal, dacă aș fi fost cu un partener, probabil că nu le-aș fi luat. Da. Știi? Dar, pe de altă parte, să știi că n-am încercat niciodată să fiu un substitut de tată. Dar te-ai simțit depășită de situație? Nu, să știi că nu. Foarte, adică nu m-am simțit depășită de situație, pentru că eu am și avantajul lucrului cu bărbații. Și să știi că în atâta timp de lucru cu bărbații am încercat să-i înțeleg. Sunt total diferiți decât noi. Da. Mi-am dat seama că și la nivel de comunicare, o propoziție pentru noi femeile înseamnă ceva, pentru bărbați înseamnă fix invers. Culmea, o să zici, nu e adevărat. Ba da. Și nu spunem care e partea adevărată și care nu, care e corectă și care nu. Nu, sunt chestii de percepție. Și atunci, să știi că munca cu bărbații m-a ajutat să cumva să ajung altfel la nivel de comunicare, la inima copiilor mei, băieților mei. Da. A contat, ce drept, și treaba asta. A contat foarte mult, pentru că să știi că de-a lungul timpului mi-am dat seama că, de fapt, noi femeile ne supărăm foarte tare pe partenerii noștri sau pe, mă rog, bărbații cu care lucrăm, pe niște chestii pe care, de fapt, ei le percep foarte superficial. Da. Și pentru noi sunt niște capete de lumi
Pe când pentru ei sunt niște banalități și de aici pleacă un conflict care în mod normal n-ar trebui să existe și uite cum se adâncește, se face o dita mai bomba pentru că nu reușim să ajungem la... Corect. Să vorbim aceeași limbă. Apropo de a vorbi aceeași limbă și apropo de relația dintre fată și mamă, o fiică și tată sau băieți, iată, paradoxal, mă gândeam așa, tu ca fată, mă rog, și sora ta, ce relație minunată ați avut cu tatăl vostru? Cât de apropiată erai și spuneai în multe interviuri că l-ai visat, că îi simți prezența, că te ajută de acolo de sus și mă gândeam, doi băieți, doi adolescenți care nu s-au putut bucura de prezența tatălui, da, să știi atât că... cât își doreau. Vrei să spun că de fapt moartea lui tata asta, mă rog, odată cu plecarea lui tata, că nu-i spun niciodată știu. Moarte, pe lângă că mi-a lăsat mie personal un gol care nu va fi umplut niciodată, asta e clar, deci da. Trăiesc cu acea gaură în inimă, pentru că mi-a plecat tatăl, dar mi-a plecat cel mai bun prieten, mi-a plecat punctul meu de sprijin, mi-a plecat reperul meu în viața asta, pentru că... Să știi că fostul meu partener era supărat pe treaba asta. Tata pentru mine era punctul meu de sprijin. Pentru că știam că este bărbatul care orice s-ar întâmpla în lumea asta nu mă va înșela. Și nu te va dezamăgi. Și nu mă va dezamăgi. Înțelegi? Ei, și atunci plecând practic toate punctele de sprijin, mi-am dat seama că a mai plecat ceva. A plecat și modelul copiilor mei. Și dintre toate astea, să știi că ăsta ultimul m-a durut cel mai rău, pentru că nu mai puteam să le ofer băieților mei un model. Pentru că pentru mine tata a fost un model de bărbat. Evident, pe care știi că nu e bine să-l cauți. Probabil că eu în nebunia mea de copilă l-am căutat pe tata într-un alt bărbat, crezând că l-am găsit, știi? Acea figură paternă. Da, da, da. Da, chiar și așa ne întoarcem la ce ai spus tu. Ai fost și mamă, ai fost și tată. Da, și să cred știi că ai încercat să-l întrechipezi și cumva pe tatăl tău, să știi că, sfaturile să le pui. Să știi că multe femei fac chestia asta, adică sunt foarte multe femei, cel puțin eu prin natura meseriei mele cunosc foarte multe femei singure. Oh. Că și-aduc copiii la fotbal. Da. Și să știi că nu, asta este o constantă a femeilor singure. Deci nu este un capăt de lume, e doar o chestie de asumare, atâta tot. Și asumarea totuși este o caritate. Ar trebui să conștientizăm exact ce este asumarea. E foarte ușor de spus. Să da, asum, da, toată lumea vorbește vai, da. Mi-asum, vai, mi-asum și când tragem linie, de fapt nu-și asumă cam nimeni, așa. Nu-și asumă nimeni cam nimic. Așa. Evident. Nu, să știi că în momentul în care eu am decis să mă despart de tatăl băieților, mi-am analizat toate punctele. Deci am analizat punctul A, punctul B, punctul C. Chiar mi-am făcut la un moment dat, pot să spun, uite, mă sună Hristu. La un moment dat mi-am făcut o listă. Poți să-i răspunzi dacă nu. Vrei. Am făcut o foaie A4. Da. Am împărțit-o în două și am scris lucruri bune, lucruri rele. Care au fost câteva plusuri și câteva minusuri ale unei femei divorțate? Lorena Balaci. Care au fost plusurile după divorț? Mai, care au fost să știi minusurile? Că... din păcate, și nu-mi place să spun treaba asta, totuși trăim într-o societate retrogradă. Și o femeie divorțată, vrem, nu vrem să acceptăm lucrurile astea, inclusiv în 2023, poartă cumva o ștampilă, o pancartă de încă? Gât. Încă? A lăsat-o ăla. De ce a lăsat? De bună ce era. Nu. Înțelegi? Pentru că nouă oamenilor ne place să judecăm. Asta e... Fără să cunoaștem. Fără să cunoaștem. Și atunci să știi că cel mai mare dezavantaj al meu pe care l-am resimțit a fost această etichetă pe care mi s-a pus
de femeie divorțată și tot ce înseamnă după, că e așa, că e pe dincolo și așa, da, mai departe. Pentru că restul lucrurilor mi le asumasem. Mă așteptam dinainte la ele. Știam ce va urma. Știam cu ce greutăți s-ar putea să mă confrunt. Culmea este că toate greutățile cu care m-am confruntat după separarea de tatăl băieților erau gândite. Deci nu m-a luat nimic prin surprindere. Adică n-a fost o chestie să zic wow, uite la asta nu mă așteptam pe asta, da, cum. Absolut tot erau cumva, le premeditasem. Ca din să zic din așa. Ce moment a început să nu te mai afecteze? Că primesc că te afecta totuși, nu știu, tot ce se spunea apropo de, uite și pe aia, femeie divorțată, oare de ce a divorțat, oare de ce, oare a greșit ea, oare n-a greșit? Să știi că nu m-a afectat. Nu te-a afectat? Nu, chiar nu m-a afectat deloc, pentru că puțin știu că eu am fost cea care am luat decizia asta. Și atunci decizia asta a venit cumva asumată, nu a venit așa, m-am gândit eu într-o dimineață, m-am trezit, gata, eu azi divorțez. Da, normal. Nu. Era un cumul de factori, era un timp în spate în care am luat decizia asta într-un timp. Adică au fost aproape 2 ani de zile în care eu am gândit această separare și am gândit-o pe toate părțile, adică de asta spun că ce s-ar putea întâmpla, deci, bineînțeles, cred sigur că așa că gândi da, orice femeie cu înțelegi, copii, atunci cu... era o decizie atât de asumată că nu se mai poate merge înainte în conjunctura aia, încât nu, chiar nu m-a deranjat. Te călisei deja. Da, și vrei să spun, eu chiar sunt călită de lumea rea. Crede-mă, uite, o să fac niște filmulețe pe TikTok. Așa. Da. În care sunt pur niște sfaturi juridice pentru părinții care intenționează să-și ducă copiii la fotbal sau pentru cei care deja au copiii la fotbal. Da. Sunt niște sfaturi juridice care îi ajută și care, în primul rând, îi ajută să nu mai plătească niște taxe unor firme pentru o consultanță juridică, da? Eu le fac gratuit pentru că m-am lovit și eu de ele și nu sunt niște filozofii. Un sfat e binevenit. Exact. Și la un moment dat, până să mă îmbolnăvesc, de 3 săptămâni tot am fost bolnavă, făceam joia un live pe TikTok. Da. Deci vreau să spun că chiar mă uitam. Măi, femei care intră și înjură. Deci, am zis, păi și la meciuri, adică știm doar ce fac acolo. Da, da, mamele. Știi cum e? Am spus, păi era, adică e o chestie relaxată în care omul mă întreabă, domne, am și eu un copil de 15 ani, 13 ani, uite, da, vreau să-l mut de la clubul cu tare la clubul cu tare. Și îi răspund, da, femei să intre să înjure gratuit pe mesaje, deci am zis, Doamne Dumnezeule, unde... Există. Există, da. Da. Deci așa că sunt atât de călită de hate-urile astea, încât nu mă mai... Deci crede-mă, nici măcar un fir de păr... Dar așteptări mai ai, Lorena? Pentru că, uite, am vorbit cu mulți oameni, în fine, mulți oameni, care au avut și parte de anumite dezamăgiri, de ca tot omul. Și mulți spun că ajung într-un punct în care nu mai au așteptări. Ba da. Tocmai pentru că au această frică să fie dezamăgiți. Nu, am așteptări. Evident că am așteptări. Trebuie să avem așteptări. Și trebuie să avem așteptări. Iar dezamăgirile fac parte din joc. Pentru că știi ce se întâmplă? Dezamăgirea apare în momentul în care îți pui foarte mult suflet și încredere într-o persoană. Când contează acel cineva pentru tine. Nu? Exact. Da. Exact. Dar nu putem trăi fără să avem așteptări. Fără să... am fi ipocrit să spunem că dăm ceva și nu așteptăm nimic la schimb. Suntem oameni. Care a fost cea mai mare dezamăgire a ta? Măi, mă crezi că acum, uite, întrebându-mă așa repede, nu mi-aduc aminte. Adică, cred că nici nu a fost o dezamăgire atât de mare, dacă nu mi-a... Dezamăgire am avut pe bandă rulantă. Doar că... probabil că nu m-au durut atât de tare. Ca tocmai să spun. Pentru că poate te-ai fi așteptat. Sau ai cunoscut de bine acea persoană. Da, pentru că ce se întâmplă? Tot timpul îmi iau o rezervă a mea.
Deci, indiferent de cine ar fi respectivul. Nu există încredere. Singurul 100%. Om în care am avut încredere absolut 100% garantat a fost tata. Și el nu m-a dezamăgit. Deci, da. Probabil că dacă aș fi suferit vreo dezamăgire din partea tatălui meu, probabil că cu siguranță aia ar fi fost. Dar vis-a-vis de oamenii ceilalți, am o rezervă a mea. Poate că sunt pragmatică. Și poate de aceea atunci când ești dezamăgită, nu te doare la fel de mult, poate exact, cum l-ar fi durut pe altcineva. Exact. Și să știi că, în general, nu mi-am pus nici viața și nici așteptările în mâinile nimănui. Lucru care ți-a conferit această independență, știi, da, și această putere, pentru că pe tine toată lumea te percepe ca fiind o femeie foarte puternică. Uneori nu te-a deranjat acest lucru, ca toată lumea să creadă că ești atât de puternică? Ba da, m-a deranjat, sigur, și chiar inclusiv prietenelor mele le spuneam. Poate și tu aveai nevoie de ajutor, poate n-aveai nevoie să-ți spună că ești puternică. Și eu am nevoie de ajutor permanent. Înțelegi, doar că nu-l cer. Sau îl cer în momentul în care, da, nu am, chiar nu am variantă. Da. Dar știi cum mi se pare mie chestia asta când spune, ești puternică, adică lasă că te descurci. Poți să duci. N-ai tu nevoie de mine, trebuie să vin la tine. Exact. Iar asta cu puterea, să știi că până la urmă am luat-o ca pe o calitate. Și în fiecare seară îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce a făcut din mine. Pentru că fără el cu siguranță n-aș fi fost așa. Și atunci a zis, doamne, dacă tot mi-ai dat și am dus atâtea, te rog, îi mai zic unor bunuțule, parcă sunt obosită. Lasă-mă un pic, da. Zic, te rog, mai dăm și niște bune ca să vină să se contrabalanceze. Și au venit sigur că trebuie. Da, tot timpul. Mi-a vorbit foarte frumos despre asumare și despre trecutul tău și despre lucruri pe care oamenii le cunosc, mă rog, tot de la tine, de la televizor. Și mai aveam o întrebare ca să închidem acel cerc, apropo de separare. Există sau tu crezi în prietenia după un divorț? Nu. Sub nicio formă? Sub nicio formă. De ce? Pentru că a fost prea multă iubire sau pentru că ambii parteneri și-au făcut prea mult rău? Nu. Vrei să-ți spun... Băi, deci melodia asta a Shakirei apare la 8 ani după ce eu m-am separat de fostul meu partener, dar apare, cum să spun, a reușit să cuprindă în câteva versuri exact toată povestea. Nu cred. Nu se poate. Respect mai poate rămâne. Respect, da, pentru că știi că vorbeam la început de respect ăla, dacă l-ai prins din copilărie, nu ai cum, evident că am respect față de el, dar respectul meu duce până la limita în care el mă respectă pe mine. Corect. Adică dacă din partea lui nu primez respect, s-ar putea ca și eu să îmi retrag creditul de respect, dar nu, de prietenie nu poate fi vorba, cu toate că eu sunt un om care chiar militez în această prietenie. Ok, am avut o călătorie frumoasă împreună. Nu a fost să fie o călătorie pe viață. Se întâmplă, da. E ok. Tu a trebuit să te dai jos la gara de la Sinaia și eu sunt în drum spre Moscova, spre exemplu. Da. Așa, o să se mai uce alți călători în tren cu mine sau o să călătoresc singură sau Dumnezeu știe ce îmi oferă această călătorie. Asta nu înseamnă că trebuie să scoatem cuțitele pe masă după ce am terminat călătoria și să ne înjunghem. Pentru că nu mai avem de ce. Doar că oamenii percep altfel lucrurile și oamenii să știe că se lasă influențați de următorii parteneri, de noi parteneri. Eu am văzut foarte multă frustrare din partea partenerelor fostului meu soț. Dar de ce există acea frustrare din partea lor din moment ce voi v-ați încheiat socotelile? Să știi că n-am înțeles
Și este foarte greu să înțeleg, îmi este extrem de greu să înțeleg, pentru că eu nu reprezint un pericol pentru nimeni. Sau așa crezi tu că nu reprezinți o amenințare? Poate în frustrarea lor, poate în gândurile lor. Da, știi ce se întâmplă? Că revenim la asumare. Da. În momentul în care eu mă mărit sau sunt într-o relație cu un bărbat care are 2 copii și care mi-a spus că are 2 copii, îmi asum acea relație cu cei 2 copii la pachet, care, ce să vezi, absolut, vin și cu o mamă la pachet, că n-a murit mama lor. Pe care trebuie să o cunosc, pe care e posibil să trebuiască, deci, să ține, cu care trebuie. Ideea să ține este în felul următor. I-am spus fostului meu soț așa: ok, dacă consider că nu putem rămâne prieteni, nu e niciun fel de problemă. Doar că ceea ce vreau să te gândești este că urmează niște evenimente în viața noastră la care trebuie să fim amândoi. Vrem? Nu vrem. Împreună. Împreună. Nu împreună. Da. În aceeași sală. Da, ne așteaptă niște nunți. Ne așteaptă niște botezuri. Pentru că eu chiar îmi doresc nepoți. Și chiar evenimente ale copiilor. Păi, nunțile copiilor. Da. Botezul nepoților. Pentru că eu chiar îmi doresc nepoți. Eu aș vrea să fiu bunică tânără. Să îmi pot ajuta cumva copiii, da? Bineînțeles. Adică, deci... Ai primit acea înțelegere la care te așteptai? Nu. Nu. Da. Te lasă rece acum? Da. Toată treaba asta? Da. Da. Și băieții? Ce zic? Să știi că este un subiect tabu. Pe care prefer să nu intrăm în detalii. Ei discută cu tatăl lor. Mhm. Pentru că sunt mari, dar eu prefer să îmi păstrez mintea limpede și să nu am discuții cu copiii de acest gen. Eu cred că tu ești eroină pentru băieții tăi și imaginez așa, tu, o mamă tânără, mișto, ești cool, știi? Muncești într-o lume a bărbaților, ești tu modernă, ești o femeie așa relaxată. Te văd așa având discuții super deschise, da, cu băieții, da, tăi. Avem. Până în punctul acela în care vorbiți și despre iubite? Da, avem, da. Evident că frumos. Da. Evident. Evident. Și vrei să spun ceva? Eu chiar în momentul... Să știi că le analizez relațiile. Nu din punctul de vedere al unei... Vezi ce spui, că s-au uitat și fetele sale. Nu din punctul de vedere al unei mame. Păi asta spun. Am înțeles. Nu. Eu le analizez situațiile din punctul de vedere al unei femei și le spun: alo, prietene, vezi că ai dat-o de gard. Poți să faci asta? Da, sigur. Nu ești subiectivă? Nu. Pentru că e cel mai mare rău pe care aș putea să-l fac. Vai, băiatul, mamă, n-are nicio vină în cală. Nu, e adevărat. Bravo. Îi spun, prietene, le spun, am o expresie mai urâtă, da? Ai dat-o de gard, vezi că nu e ok, da? Vezi că fata asta a făcut niște lucruri pentru tine, iar tu i-ai întors mizerii înapoi. Nu e ok. Da. Adică nu pot să zic: hai mă, Hristule, că tu ești perfect, tu ești... Nu e adevărat. Îl bine, cert. Nu știu dacă Hristul a făcut asta, poate... Ba, evident că mai face și Hristul. Mai și spune mizerii. Sunt ai tăi. Iar iubita lui Letiția, mie mi-este foarte dragă, mi-este extrem de dragă și... Eu îl cert pe Hristul uneori pentru Letiția, pentru că, adică îl cert atunci când merită să fie certat. Da. Pentru că ea este o tipă cu totul și cu totul deosebită și, cum să spun, eu cu nurorile mele, ca să zic așa, da, vreau să avem o relație chiar de prietenie. Adică nu o să mă duc la soacră mea. Mă ia rău. Scorpia. Da, nu. Nu, nu. Foarte nu. Tare. Auzi, spune puțin, cum ai văzut tu treaba asta, ceea ce privește meseriile? Un fotbalist și un actor. Păi, la Hristo a fost foarte simplu, că îl duceam și pe el la fotbal. Și la un moment dat l-am luat într-o seară de la fotbal și mi-a zis, zice: băi, mama, era așa mic și gras și s-a așezat în spate, pe mijloc, așa, și zice: mami, vreau să-ți spun ceva. Zi, dă-i drum. Zice: mie nu-mi place fotbalul. Zic: ok.
Ai zis ok sau da? Ai spus nu, nu se nu, poate? Nu, nu, ok. Oh, eu abia așteptam să scap. Abia așteptam să scap de dusul la antrenament. Și zic ok, dar ție ce-ți place? Că, ok, nu-ți place fotbal, da. Ceva trebuie să-ți placă. Și zice, păi îmi place să cânt la chitară. Perfect. Wow. Zic, de mâine nu mai mergem la fotbal, clar. Zic, și îți caut un profesor de chitară, adică dacă tot îți place să cânti la chitară, să studiezi chitara, nu da. Facem zdrângă în chitară. Să nu fie doar un hobby și atât. Nu zdrângă în chitara aia. Și exact așa s-a întâmplat. Am terminat cu fotbalul din ziua respectivă, nu l-am mai dus. I-am găsit un profesor de chitară care venea de două ori pe săptămână acasă, studia chitară, până a ajuns să studieze și chitară electrică și venea să nebunesc. Venea să fug de acasă când cânta Hristul cu chitara electrică. Și celălalt s-a ținut de fotbal. Măi, să știi că am încercat și pe Atanas să-l scap. Și tot îi ziceam, e urât, plouă, nu mai mergeam. Cum să nu mergem? Nu se poate. Aici se dă seama de cât de mult iubește fiecare. Da, 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 da. Deci iubește alegerea și își asumă alegerea. Și își asumă alegerile, da, da, da. Ce frumos. Și să știi că, uite, apropo de, știi că vorbeam de că nu le-am influențat. Să știi că la un moment dat m-am supărat foarte tare pe Hristu, pentru că el a fost un copil exemplar și la școală, adică la școală exemplar, da? Da? În momentul în care a luat bacalaureatul și din iunie, iulie, când s-a terminat bacalaureatul, până în septembrie, când s-a dat admiterea la un ATC, în cele două luni, eu tot îi spuneam, ia-ți un backup, ia-ți un backup, dacă nu intri la un ATC, depuneți dosarul la o altă facultate, la limbi străine. Da. Deci, oricum era capabil să facă orice dar facultate. Dar pentru orice eventualitate. Zic, dar ia-ți un backup, că dacă, că... Măi, nu a vrut. Deci nu a vrut și pace să mă asculte. Concluzia este că am ajuns în septembrie eu plină de nervi, că ăsta nu-și luase niciun backup, înțelegi? El, aducându-mi niște reproșuri, pe de o parte îndreptățite din partea lui la adresa mea, că nu am încredere în el, dar eu îi spuneam, măi mamă... Tu având intenții bune, dar măi corect. Mamă, nu că nu am încredere în tine, nu știi ce se poate întâmpla. O fac mamele, normal. Da, ia-ți totuși un backup, pentru că, vezi... Să știi că aici mi-am dat seama că e copilul meu, dar nu funcționează ca mine. Eu funcționez cu planul B. Tot timpul când îmi fac planul A, în spate am și un plan B, chiar și un plan C. Mm-hmm. În cazul în care nu-mi iese planul A, eu știu ce am de făcut. Ei, la el nu s-a mai pus problema de absolut niciun alt plan. Da, a pentru că ce-și dorește. Să știi că mie mi-este teamă de eșec. Și din cauza fricii mele față de eșec, de asta am creez și planurile da. Următoare ca să știu, dată, știi, nu mi-a ieșit treaba aia, ok, nu-i nicio problemă, stai că mai am una să mă. Să ai tu acea liniște, acea da, siguranță. Da, da, da. Da, uite că nu te-a dezamăgit. Da, uite că, bine, nu m-a dezamăgit, dar de asta spuneam că uite cum funcționez eu, nu funcționează și copilul meu. Ești mândră de copiii tăi? Evident. Evident că... era evident răspunsul, dar îmi da, place da, privirea, să, știi, te transform. Știi ce? Să știi că eu le spun tot timpul. Păi, voi tot copiii mei sunteți și oricum vă susțin indiferent de situație, orice ar fi, adică nu, dar da. Nu faceți lucruri pentru a mă face pe mine mândră. Faceți lucruri care vă plac. Trăiți-vă viața așa cum vă place, pentru că ăsta e cel mai important lucru. Că dacă fac niște lucruri doar că îi plac lucrurile alea lui mama sau doar să o fac pe mama n-o fericită, lor îmi pierd eu identitatea. Da. Știi? Și atunci nu vreau să-și piardă identitatea și e până foarte la urmă important. Trebuie să treacă și el prin tot felul de experiențe, cum și tu ai trecut, cum fiecare da, trebuie e normal. Să trecem. Și e normal, doar că experiențele astea nu sunt întotdeauna unele frumoase, dar chiar și din cele urâte trebuie să învățăm câte ceva. Ori, vorbind despre tine, o femeie care a trecut printr-o separare, n-a fost sfârșitul lumii, o fiică care și-a pierdut idolul, și anume pe tatăl tău, cred că aici vorbim despre cea mai mare durere și despre un gol imens, așa cum ai spus. Dacă ar fi să ne raportăm la alte probleme sau alte încercări, unde te duci cu gândul?
Ei, am avut o încercare anul trecut foarte mare cu Hristul. Recent? Da, sunt 10 luni. Numai că o să-ți spun așa în mare, pentru că nu vreau să vorbesc foarte mult, am trecut așa la un capitol din ăsta de experiență pur de viață, experiență care m-a adus, nu că m-a adus aproape de Dumnezeu. Dacă mai trebuia Dumnezeu să-mi arate niște lucruri, mi le-a arătat, înțelegi? Am avut Hristul o problemă medicală, 5 săptămâni de comă, aproape mort. 5 săptămâni de comă. Da. Și o revenire miraculoasă. Miraculoasă. Deci o revenire fix de puterea lui Dumnezeu, de minunea de lui Dumnezeu. Eu, de-a lungul timpului, chiar dacă nu par, că știu că nu par, eu sunt foarte apropiată de Dumnezeu. Foarte apropiată. Eu țin post. Sunt nu neapărat un om care să rupă ușile bisericilor. Da. Dar nu mă culc, indiferent de cât de târziu ar fi, de cât de obosit ar fi, nu mă culc până nu am 20 de minute rugăciunile mele și discuția mea cu Dumnezeu. Deci cred în Dumnezeu mai presus de orice. Dar știi, vezi, suntem atât de păcătoși în vâltoarea asta a vieții, ne luăm cu tot felul de chestii încât așa-l uităm. Și când apare și ne face o minune în viață, pentru că ce se întâmplă cu Hristul în ziua de astăzi este o minune de la Dumnezeu, stai și te gândești, rămâi ca prostul și te gândești, Doamne, da, merit eu lucrurile astea, înțelegi? Pentru că sunt încercări prin care trebuie să trecem. Este absolut necesar să trecem. Pentru că lucrurile astea ne fac mult mai puternici. De seama, e chiar mare, dacă sunt dureroase. E mare lucru să auzi în gura unei mame care și-a văzut copilul 5 săptămâni în comă, inconștient, nemai dând niciun semn de viață, să spună după 10 luni așa a fost să fie, a trebuit să se întâmple. Vrei să-ți spun, a doua zi, deci după ce a intrat în comă, m-am dus, l-am văzut. Am ieșit de la Floreasca din spital și m-am uitat spre cer și atât am avut putere să spun, Doamne, nu mi-l lua. Iar din momentul ăla, cu toată ființa mea, cu toate celulele corpului meu, nici măcar o secundă nu mi-a trecut prin cap că aș putea să-l pierd. I-am spus lui Dumnezeu, lasă-mi-l oricum ar fi, îmi asum tot. Mi-asum scaun cu rotile, îmi asum tot, doar lasă-mi-l. Înțelegi? Să știi că doctorii se uitau un pic la mine, ziceau, săracă de ea, cred că a luat un pic rara, știi? Chiar Hristul mă întreba, chiar zilele trecute, zice, bă, dar ai avut vreun moment în care ai crezut că o să mor? Și am spus, nu. Nu am avut. Niciun moment. Nu o să vreau să intrăm foarte mult în profunzimea acestui subiect. O să fie un film cu treaba asta. Hristul o să facă un film și de asta nu vreau să vorbesc asta foarte mult. Hristul este cel care a ales drumul actoriei, însă pentru mame, pentru noi, pentru cei care se uită, spune-ne măcar începutul, spune-ne măcar de la ce a pornit, de pentru la că COVID, știm doar că... De la COVID, o boală post-virală, de la acest COVID luat în râs de unii. Bun, deci Hristul a fost diagnosticat cu COVID. A fost diagnosticat cu COVID. Pentru prima dată sau mai fusese și... Nu, pentru prima dată a fost diagnosticat în februarie 2022 cu COVID. Așa? Nu știm de unde l-a luat. Mai puțin important asta. Mai puțin important, că atunci... Tu avusese atanasa... Nu. Eu n-am avut. Doar nu. El. Eu sunt vaccinată, el nu era vaccinat. Mă rog, era vaccinat cu
Johnson & Johnson nu foarte... Mă rog, am aflat ulterior că nu era un vaccin care oferea protecție. Așa, după care, pe data de 5 mai, s-a declanșat niște abcese cerebrale. În timpul virusului, al bolii propriu-zise, a avut... Da, a avut simptome de boală. Grave? Nu grave, moderate. Uh-huh. Nu, moderate, adică o gripă, o gripă. Da, care nu era nici banală, dar nici... Nu era nici banală, dar nu era nici de spitalizare. Bun. Și în luna mai, ai spus? Da, pe la începutul lunii mai. Într-o zi n-a mai putut să se trezească. Tu erai acasă? El stă cu Letiția, cu iubita lui. Am înțeles. Ei stau împreună, m-a sunat Letiția, Hristu este obosit. Am chemat salvarea, am plecat imediat din Colentina, ei stau în Dorobanți. Am plecat la ei, l-a venit salvarea, l-a dus la spital. Și atunci, după ce, mă rog, i-au făcut un CT... Asta după ce 6 ore am așteptat testele toxicologice, da, ca să, după ce au ieșit toate testele toxicologice curate, s-au gândit să-i facă un CT, că era clar că odată ce dăduseră la o parte treaba cu substanțe interzise, că probabil că li s-ar fi părut că... Dar după, ți-am zis, după ce i-au făcut toate testele toxicologice și au ieșit curate, i-au făcut un CT și la CT s-au văzut 2 formațiuni pe creier. A doua zi la RMN s-au văzut mai multe formațiuni. Care puteau apărea numai în urma acelui COVID? Da, 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 da. În urma, de fapt, nu neapărat a COVID-ului. COVID-ul era virusul. Asta este o boală care apare... post-viral. Ce se declanșează după aceea, exact, de fapt, e mai grav. Da. Da. Nu avusese niciun alt virus, nu mai avusese un alt virus în corp decât cel de la COVID. Ce a fost în mintea ta? Spun sincer, am și o reținere să te întreb în acele ore, în acele 6 ore, în drumul de acasă și până la spital. Păi nu, că-ți spun ce era în mintea mea. În mintea mea era așa. 1. Sindrom de burnout, pentru că el muncea extraordinar de mult, deci muncea... Și învăța mult și... În primul rând că era angajat la Teatrul Național din Brașov, de nu avea o viață foarte simplă acolo, mai juca niște piese în București, era și la anul întâi de master, da? Și muncea foarte mult, făcea naveta, era tot într-un dute vino, deci gradul lui de extenuare era destul de ridicat. Aveai motive să crezi asta? Aveam toate motivele din lume, unul la mână să cred că e un sindrom de burnout. Cu toate că în prima fază când am ajuns la ei acasă și l-am văzut cum era, am crezut că e vorba de o meningită. Da. Pentru că una din întrebările mele când el era în pat, l-am întrebat că îl deranjează lumina. Știi? Mm-hmm. Deci, ca să vezi instinctul de mamă, că mă duceam țintit la cerebral. Da. Adică nu l-am întrebat, bă, te doare burta? Da, pentru că totuși tu conștientizai mi-am oarecum gravitatea. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și ți-am zis, ăsta a fost de fapt primul atunci acasă, m-am gândit că băi, poate fi o meningită, pentru că avea simptomele unui instalării unei meningite. Da? Da. Și a doua era ori acest sindrom de burnout despre care am citit foarte mult. Ideea este că taică-miu era un ipohondru. Deci era speriat de boală, într-un hal maxim. Și eu cu taică-mi aveam tot felul de discuții de temir ce diverse boli. Și mai venea tata cu niște boli și așa, și ca să-l combat în niște discuții, pentru că ducea niște discuții la paroxism, așa, la o nebunie, da. Adică nu îți curgea un pic nasul, că gata, nu știu ce aveai, înțelegi? Și faptul că mi-a și plăcut... am să știi că studiam și citeam despre diverse boli, pentru că ulterior, odată ce s-a instalat, mă rog, boala asta la Hristu, care de fapt inițial am trecut prin mai multe etape, pentru că nu au știut ce este până i s-a pus un diagnostic concret. Da.
Da, deci am trecut prin mai multe etape și prin mai multe etape de analize, el fiind în comă. Și în momentul în care i s-a pus, se vehiculau anumite lucruri, dar nu era un diagnostic stabilit. Și îți dai seama că am început să citesc, să citesc, să citesc. Și de asta, apropo de meningită și de sindromul ăsta de burnout, știam și atunci mi s-au părut, n-aveam de unde să știu că, mă rog, boala asta pe care el a dezvoltat-o se numește ADEM. ADEM, în niște prescurtări, este encefalomielită acută diseminată. Nu, mă gândesc doar prin ce ai putut tu să treci în acele 5 săptămâni. Cine a știut de drama asta prin care tu treceai timp de 5 săptămâni? Apropiații mei. Atât? Atât. Care, bineînțeles, se simțeau neputincioși, pentru evident, că n-aveau, cum să zic, în ajutor. Medicii? Erau neputincioși. Și rezervați în același timp? Da. Dar să știi că îi mulțumesc lui Dumnezeu că, măi, Dumnezeu lucrează prin oameni. L-a trimis pe Hristul, el a mers cu ambulanța la Spitalul Floreasca. De acolo, șefa secției de terapie intensivă este doamna profesor Grințescu, o femeie absolut spectaculoasă, spectaculoasă din toate punctele de vedere. Și a avut parte de niște neurologi extraordinari de bun, respectiv șefa secției de neurologie, doamna doctor Predescu, o femeie totalmente dedicată meseriei ei. Încă avem medici foarte buni, apropo de... Da. Apropo de cei care spun că nu. Nu este adevărat. Deci nu este adevărat. Și medicii de la terapie intensivă de la Floreasca, da. Îți spun, stând cu Hristu de pe 5 mai până pe 11 iulie, pentru că le mulțumesc oamenilor, pentru că am avut acces să-l vizitez. Dar el nu te dea niciun semn. El a fost complet în comă, inconștient. Da, bine, era și o comă indusă pe lângă coma lui. Și în 5 săptămâni nu te gândești măcar o secundă că el ar putea să nu mai fie. Nu. Nici măcar o secundă. Nici măcar. Și vorbeam cu el și mă duceam și citeam Micul Prinț și îi spuneam povești. Ai vorbit cu tatăl tău în perioada aceea? Măi, nu. Și să spun de ce. Pentru că în cazuri de astea e bine să nu te roși la oamenii care au plecat. Pentru că ei au plecat într-o lume mai bună. Și s-ar putea să își dorească, să aibă acolo lângă da, ei. Da. Atâta i-am spus lui tata, te rog, lasă-mi-l. Vezi că, știi, avem tendința când vin chestii de genul ăsta să ne rugăm la oamenii care au plecat, la oamenii dragi, dar nu, ei sunt bine, ei sunt într-o lume foarte mișto acolo unde sunt. Noi suntem în iad. Înțelegi? Și atunci nu mă rugam la tata, că tata l-a iubit enorm de mult pe Hristos. Știu. Enorm. Și atunci cred că tata și l-ar fi dorit în lumea aia bună. După acele, în acele 5 săptămâni, mă gândesc că, bine, vorbim și de minune, pentru că eu sunt sigură că tu în acel moment crezi în minuni. Da. Și în prezența lui Dumnezeu, da, prin știi oameni, care este... exact ce ai zis. Culmea este că credeam și înainte în minuni. Eu tot timpul am crezut în minuni. Cred că undeva în sufletul nostru fiecare crede în minuni, dar... Dar când te vezi față în față cu minunea, știi, te gândești, wow, băi, te simți special că, wow, eu am meritat minunea asta. Dar, totuși, minunea în cazul vostru, cum s-a manifestat? Făcându-se bine după o noapte? Sau trecând măi, prin nu. Tot felul de intervenții, nu, operații, nu, tratamente? Deci, hai să vă spun și să știe lumea că e o chestie te foarte rog. Interesantă. Măi, nu e ca în filme. În comă nu te trezești, wow, gata, deschis ochii. Nu e ca în filme. Deci, în momentul în care există o comă, în subsidiar există și o comă indusă. Da. Da, și nu se opresc toate medicamentele alea într-o zi. Bup, s-a trezit. Alea sunt filme. Alea e Hollywood. Da, deci, pacientul încep să-l trezească ca să vadă cum își rea toate funcțiile, inclusiv inima, pentru că totul e asistat. Da, și aveam zile în care îmi deschidea ochii,
aveam zile în care era blank. El auzea? Nu ți-a aduce aminte nimic? Nu știu. Nu știu dacă auzea. Habar n-am. Cert este că de la un moment dat mi-am dat seama că e prezent. Pentru că nu putea vorbi. Da. Așa. Dar ne creasem un cod. Adică momentul în care mi-am dat seama că e prezent și că gândește, că de fapt asta era problema, ne creasem un cod. Și eu îi spuneam: dacă e da, închizi ochii, clipești odată. Dacă e nu, clipești de două ori. Da. Și așa discutam cu el. Îi spuneam: tu știi cine sunt? Și închidea ochii. Și după aia a început să vorbească. Nu prea putea să vorbească pentru că avea o traheostomă, avea o chestie în gât. Înțelegi? Dar începuse să vorbească șoptit așa cumva din gât, din adânc. Eu nu prea înțelegeam și se supăra pe mine că nu înțeleg și stăteam așa cu urechea la gura lui și dădeam, venea să-mi dau și pumni în cap că era proastă, zic, sunt proastă, nu înțeleg, știi? Problema asta a venit așa peste voi de nicăieri, fără să bată la ușă, fără să vă dea niște semne, fără să înțelegeți că e vorba de o boală, nu știu, tratată cu nu știu câte luni înainte și așa a fost să fie. Da, să știi că așa vin. Ce ați înțeles din toată povestea asta? Eu personal am înțeles că minunile există. Relația dintre ei doi, Hristu și Atana, s-a întărit? Da, s-a întărit, da. Cum să spun, pe Ati n-am vrut să-l duc cât Hristu era la terapie intensivă, pentru că imaginea era dezolantă. Era o imagine extrem de dureroasă. În primul rând, nu mă gândește-te că slăbise în jur de 25 de kg. Și atunci imaginea era dureroasă și n-am vrut să-i creez o traumă, știi? Da. Dar după aceea, după ce l-am mutat la recuperare, a mers și l-a văzut. Cum a fost recuperarea acasă după aceea, când a trebuit recuperarea acasă n-a prea mai fost, că el a ieșit. Deci de pe 5 mai până pe 11 iulie a stat la Spitalul Floreasca. De pe 11 iulie, cu ajutorul doamnei doctor profesor Grințescu, l-am transferat la Elias, la profesorul Berteanu, la recuperare. Deci, atenție, l-am transferat pe 11 iulie la profesorul Berteanu, evident secundat de doamna doctor Badea, la Elias, și pe 5 august a ieșit pe picioarele lui, mergând. Minune. Da. Și când l-am transferat la Elias, nu-și ținea capul, era ca un bebeluș de 2 luni. Practic s-a născut a doua oară. Da. Da. El, despre el chiar putem să spunem că s-a născut a doua oară. Da, da, clar. El vede viața acum cu alți ochi? A învățat ceva din experiență? Cred că e un pic cap de vreme. Cred că este un pic cap de vreme să vadă viața cu alți ochi. Probabil că el, adică nu probabil, el trece prin... prin niște momente din astea de furie, care sunt normale, da? De ce eu, de ce mie, de ce tocmai acum, de ce când eram în N proiecte și... Da. Eu tot timpul îi spun: Hristu nu îi mai cere termene lui Dumnezeu. Dumnezeu face lucrurile când trebuie să le facă. Și nu îi mai cere tu socoteală, da, de ce nu acum, da, de ce ieri, da, de ce mâine. Pentru că, îi spun tot timpul, ai răbdare. Lucrurile mărețe se fac cu răbdare. Vezi, în vâltoarea asta în care toți ne aflăm, pentru că absolut toți ne aflăm într-o vâltoare nebună... Vrem să întâmple acum, pe loc. Este, dacă ne dorim ceva acum, ar fi fost bine să se fi întâmplat ieri. Da. Nu mai știm să avem răbdare, inclusiv cu noi, inclusiv cu prietenii noștri, inclusiv cu oamenii care ni sunt dragi, inclusiv cu oamenii care trec pe lângă noi. Nu mai avem răbdare. Culmea că eu întâlnesc, măi, oameni bătrâni care nu mai au răbdare.
Ori ție Dumnezeu cred că ți-a trimis o doză foarte mare de răbdare și în acele luni și în acele săptămâni și îți spun sincer, nu știu de unde ai avut toată putere. De la Dumnezeu. De la Dumnezeu, dar știi, sunt multe persoane care îl ceartă pe Dumnezeu în astfel de momente, care își pierd credința în Dumnezeu în astfel de momente. Nu, pentru că asta e o nebunie și asta este o nebunie și spun și de ce. Pentru că ești singur. Ești singur. Trebuie să ai un aliat. Singurul aliat ever care îți poate fi e Dumnezeu. Nimeni altcineva. Dacă... Dar nu te-ai simțit singur în perioada aia? Nu. Nu te-ai simțit neajutorată? Nu. Nu te-ai simțit la capăt? La capătul puterilor? Nu. Nu. Nu m-am simțit pentru că îți spun, măi, eu știu că poate o să pară aiurea ce spun. Nu m-am simțit singură pentru că tot timpul eram într-o conexiune cu Dumnezeu. Eu în momentele în care stăteam, da, deci nu eram la Hristos și nu aveam putere să mă concentrez să fac nimic altceva. Stăteam pur și simplu și vorbeam cu Dumnezeu. Și îi spuneam, da, știu că nu trebuie să-ți dau termenul, da, o să se rezolve. Și... nu, eu în general nu prea mă simt. Asta e Ati. Eu zic să răspund. M-au luat, te sună și primul, te sună și al doilea. Vezi? Da, mă iau la țintă. Nu vreau să, cum să spun, n-am avut nicio secundă în care să disper. Exact. Ca atunci când m-a sunat sora mea și mi-a spus, măi, lui tata e rău. Și zice, ce s-a întâmplat? Și spune, nu știu, zice, a sunat cineva de la Craiova, zice, auzi, îl resuscitează. Mm. Și am sunat la finul nostru și am spunem ce se întâmplă. Și zice, păi, uite că lui tata nașu e rău și îl resuscitează. Și zic, ok, de cât timp îl resuscitează? Ce, de jumătate de oră. I-au prins vreodată pulsul? Nu, ok, tata e mort. Și am plecat la sora mea. Nu se dăduse nimic pe presă. De fapt, medicii încă erau acolo și îl resuscitau, pentru că așa e procedura, 50 de minute. Dacă, după jumătate de oră nu i-au prins niciodată pulsul. Era evident că e mort. M-am dus la sora mea și am spus, hai îmbracă-te, că tata e mort. Hai să mergem la Craiova. Tu, cea care fusese sunată, știi, îți anunțai sora. Da. După. Sora mea, săraca așa cum o văd, se învârtea și îmbracă-te și hai să plecăm. Tu nu lași panica să se instaleze în corpul tău și mintea ta? Nu. Nu, pentru că asta cred că m-ar omoră. Dar știi, psihologii spun că, psihologii și poate experiențele oamenilor care și-au pierdut oamenii dragi, rudele, spun că pe moment nu conștientizează. O iau așa cum ai luat tu informația, pe repede înainte. Să știi că am conștientizat. Ai digerat, după vine dorul, deci, după se instalează toate sentimentele astea. Am avut un moment foarte ciudat. Deci în afara faptului că mi s-a părut cel mai scurt drum ever pe care l-am făcut București-Craiova, în ciuda faptului că am mers foarte încet. Scurt? Da, mi s-a părut că am ajuns foarte repede. În ciuda faptului că am mers foarte încet, adică nu cred că am depășit 80-100 de, 100 de kilometri pe autostradă, pentru că îmi doream cumva să amân momentul. Da, am înțeles. Nu știu, așa simțeam că îmi doresc să amân momentul de a ajunge la Craiova și în același timp voiam să o protejez și pe Lia. Da. Cumva de momentul ăsta, că ne-am și certat la un moment dat în mașină. Tu cu sora ta. Evident, ne-am certat. Eu fumez și sora mea vrea să-și aprindă o țigare și zic la mine în mașină nu se fumează. Și eu cum să se fumeze? Păi da, tu fumezi. Nu, de azi înainte la mine în mașină. Adică da. Îți imaginezi o nebunie din asta. Adică sora mea se uită la mine și zic că cum nu fumezi? Păi nu, de azi înainte să mai fumează mașina la mine. Știi, bine, până la urmă, evident că a fumat normal toată lumea. Da, era cumva o chestie în asta, îmi doream să amân momentul. Pentru că știi că nu poți să mai dai timp înapoi. Odată ce ajungi acolo și afli...
Știam ce mă așteaptă acolo. Și să știi totuși că în momentul în care am ajuns acasă, încă nu-l luaseră la IML, dar n-am putut să mă duc să-l văd pe tata în pat. Eu l-am văzut pe tata abia a doua zi în coșciuc după ce l-am luat de la IML. Nu puteam. Nu aveam puterea să intru și să îl văd pe tata acolo așa. Nu puteam. Nu aveam puterea asta. Mi-a fost foarte frică de momentul în care știam că n-am. Am zis, deci a doua zi m-am zis, gata, deci n-am cum să evit momentul să-l văd pe tata coșul, n-am cum, dacă aș fi putut să nu fac treaba aia, cu siguranță n-aș fi făcut-o. Pentru că nu voiam, eu știam că tata a plecat, că ce o să văd este doar o rămășiță pământeană și că de fapt oricum tata e plecat, că o să vedem o chestie care nu e, știi, cumva e, dar nu e. Da. Drept dovadă, în momentul în care, uite, vrei să zici ceva, că băi, televiziunile fac bine. Eu înțeleg reporterii în goana lor după senzațional. Dar vreau să spun un lucru. Când am intrat în biserică, băi, au fost drăguți. N-au intrat, n-au filmat în biserică. Eu când am intrat în biserică am început să urlu. Dar urlam pentru că simțeam că am ceva în gât și trebuie să-l scot. Atunci a refulat. Deci urlam cât mă țineau puterile. Măi, simțeam că scot chestia aia, că se lovește de tur la biserică și că mi se întoarce, că nu pot să mă eliberez de cum să zic, de energia aia care mă cuprindea. Am ieșit afară, că am zis, mă duc și urlu afară. Să urlu în pustiu, știi, ca lupii. E, când am ieșit afară și am văzut atâtea televiziuni, zic, Doamne, unde să urlu? Că o să înceapă știrile de la 7 cu urletele mele, cu... Da. E, n-aveai unde să-ți plângi durerea, să-ți strigi durerea. Vreau să zic că asta m-a durut cel mai mult, că simțeam că mă apasă ceva. Eu mă uitam la tata. Băi, și așa realizam că nu e el. Era doar un om care semăna cu el, dar nu era el. Ei, și în momentul ăla și seara la privechi, cât am stat lângă el. Deci nu mi-a mai fost frică, mi-am depășit barierele. Ca să nu spun că aveam 40 de ani când a murit tata. Nu mai văzusem niciodată un om mort. Nu mai văzusem un om în coș. Tatăl tău fusese primul. A fost primul. Și mă uitam la degete, mă uitam la barbă, mă uitam pe la gât. Și spuneam, mama, la un moment dat, hai să mergem. Păi, unde să mergem? Hai să mergem, că ăsta nu e tata. Măi, mamă, încetează. Păi, e tata cumva, dar nu e el. Tata e plecat, e bine. Știi? Îți induceai treaba asta? Sau nu, simțeam. Simțeai? Simțeam că ce acolo nu e tata. Nu e energia aia, nu... Ca, și acum, uite, merg la mormânt la tata. Eu merg ca, cum să spun, ca la o piatră de omagiu. Da. Tata, dar nu e acolo. Înțelegi? Adică merg că... De așa trebuie să merg. Dar eu am pozele cu el în casă, oricum e cu mine. Nici. Asta voiam să spun, tatăl tău este în sufletul tău și exact, adică nu trebuie să mă duc neapărat la mormânt, că acolo e tata. Nu. Dacă ar fi să te întreb care a fost cea mai comică, hazlie, întâmplare a ta și a tatălui tău? Am una din adică. Sutele, din miile, ceva ce n-ai povestit, ce nu știe lumea. Băi, am una foarte tare. Îl înnebuneam săracul. De ce îl înnebunisem? Băi, hai să... Vreau să merg în Egipt la piramide. Vreau să merg în Egipt la piramide. Tu vrei? Eu.
Și la un moment dat semna tata cu Al Riad din Arabia Saudită și vine într-o seară, deci mi-am perfect aminte, vine într-o seară și zice: auzi, Lore, mă duc să semnesc cu Al Riad în Arabia Saudită, dar mă duc la Cairo. Zice că acolo mă întâlnesc cu prințul și acolo semnez, la Cairo. Mergi? Tata, dacă îmi spunea mergi până la Dăbuleni, eu mă duceam că la Dăbuleni, deci mai ales la Cairo. Merg. Normal. Ce ai, zice, că și așa ți-ai dorit să vezi piramidele, nu știu ce. Merg? Cum să? Măi, și am ajuns noaptea pe la 3 la Cairo, cum am avut zborul, numai meu, tata era foarte sperios, era frică de avion și m-a certat în avion că ești o nesimțită, că mănânci, că nu ai niciun stres, că o să trăiești 200 de ani. Ce acum ai zis și ce vrei? Era foarte frică, nu, da. Deci foarte frică de avion. Și ție deloc. N-am nicio treabă. Mie nu mi-e frică de moarte, de fapt. Ca să înțelegi, eu am momentele mele de frică, nu știu, cred că le număr pe degete. Înțelegi, și ajungem la Cairo, toate bune și frumoase, și la un moment dat ne dă la Intercontinental, frumos, o cameră frumoasă, mă rog. Și îți dai seama, trei noaptea, trei jumate noaptea, zic, băi, tata, mi-e cam foame. Tata zice, băi, tata, ăștia, îți dai seama, la ora asta au restaurantul chis, ce stai așa, să văd la room service. Și zic, bine, până sunt la room service, ia și mie ceva de mâncare. Până sunt la room service, îmi fac și eu un duș. Și îmi fac duș, ies, nu știu ce. Tata zice, gata, tăticule, am comandat. Ce cum? Ai niște mâncare. Măi, la un moment dat, bă, cred că după vreo 20 de minute, bate la ușă. Tuc, 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 tuc. Ce ia, du-te și deschide că a venit ăla. Măi, trei mese, cât e asta, abia le împingea. Bă, da. La, de fapt, împingea una și mai erau două pe... Plină cu mâncare. Că au băgat o masă. Noi aveam două paturi din alea mari, așa, unul și o masă a băgat-o între paturile noastre și două le-au pus așa la capetele. Păi n-ați fătărut toată că e foame? Și zic, păi, tată, zic, da, ce-ai comandat atâta mâncă? Păi ce aia, să gustăm și noi? Așa, o gustărică. Așa, și hai să gustăm și noi din toată. Nu știam ce să comand. Da. Și dacă nu știa omul ce să comande, lasă că a comandat de toate ca să... Da. Și e doar una dintre întâmplările momentele în care te simțeai copil. Pentru că tu erai fata lui tata până la urmă, nu? Da. Și așa ar fi rămas mereu. Da, da. Bine, și chiar cu... Cred că cu vreo 3 luni înainte să moară... Se ducea să se întâlnească cu un prieten la berăria H. Vedeau nu știu ce meci și zice, mă duc și pe mine până la Herăstrău, zi, te duc. Dar eu cum eram îmbrăcată de casă, cu papuci de casă, cu... Și zic, stai să mă duc să-mi iau mașina, că stăteam la 3 case de ei. Hai, zice, nu te mai duce să-ți iei, că eu mă duc să sunt pe jos, în papuci cum eram în casă, îți dai seama. Ce ai, nu te mai duce să-ți iei mașina? Zice, lasă că mergi cu mașina mea. El avea un Mercedes mare, foarte frumos. Și zic, bine, hai. Ne-am urcat, zic, conduci tu până acolo? Zice, ai, dragă, ce conduc tu? Mă lași și pleci. Zice, mai stăm acolo să mă dai eu jos, să te pui tu la volan? Bine. Conduc, îl las acolo la berăria, hai și plec. Măi, când ajung pe la pasajul de la Băneasa, mă sună tata, unde ești? La pasajul de la Băneasa. Oprește! Măi, m-am și speriat. Zic, de ce? Trage pe dreapta imediat. Mă trag dreapta, zic, doamne, tata, m-a speriat. Ce s-a întâmplat? Cheia e la mine. Ce cheie? Cheia mașinii, pentru că avea din asta contactless. Așa. Cheia. Măi, deci cât a putut să mă ducă cheia aia, deci îți dai seama unde era tata, da? La berăria H, eu eram pe la pasajul Băneasa. Se poate așa ceva? Da? Nu cred. Înțelegi? Și zice, oprește, că o să ți se oprească mașina la un moment dat. Doamne! Pe pod! Și mă și gândeam, zic, băi, cum era să mi se fi oprit mașina, că eram îmbrăcată de casă, cu papuci, îți dai seama cum o luau pe mine la înjurături
Toți da. Că știi ce coadă e pe acolo? Uite-o și pe țăranca asta, nu mai are benzină. Ce articole se făceau atunci în presă? Și eu eram și cu papucii de grădină în picioare și... Măi, de ce a fost așa o chestie? Oprește! Repet, astea sunt doar câteva dintre întâmplările hazlii prin care ați trecut. Da. Dar eu mai știu că îl mai și enervai într-un punct când făceai tu ceva, îți zic? Când îl sunai noaptea. Că îl speriei. Da. Nu așa zicea? Da, deci uai de cap. De ce? Credea că se întâmplă ceva, nu? Și îl suni... Deci, păi să știi că, uite, dacă am un... Eu în viața mea să știi că nu prea reproșez multe. Am reproșuri. Tocmai că, știi, vorbeam la început de asumare și așa, bine, am asumat, n-am ce să-mi reproșez. Dar, uite, dacă e să-mi reproșez un lucru, îmi reproșez pentru că tata a murit duminică. Uh-huh. Vineri, seara. Deci el a plecat joi la Craiova, noi am vorbit joi. Am vorbit vineri, seara. Era ceasul 8, 7 jumate, o fără ceva, dar fiind 20-19 octombrie, se întunecă de vreme. Da. Și mi-a răspuns exact, da, tăticule, ce s-a întâmplat? Zic, nu s-a întâmplat. N-a realizat că era de fapt de vreme, credea că îl sunt în nopții. Ce zice, ești nebună, mă sun noaptea și ce ai, tată, zic că ești 7 ceasul, cum să te... Zic, da, să face noapte de vreme, ce vrei, știi? Ei, și a doua zi, vineri, am avut atât de multă treabă și când m-am liniștit eu cu treaba și așa, m-am uitat la ceas și era 10 fără 20 și zic, bă, nu-l mai sun, că acum chiar îl sperii, știi? Și îmi pare rău că nu l-am sunat. Ai primit tu după aceea un telefon? Da. Cred că poate singura consolare a noastră este că o să ajungem și noi tot acolo. O să ne vedem cu cei dragi tot acolo. Măi, nu știu ce să zic. Sau nu? Nu știu ce să zic. Eu vreau să cred că totuși energiile noastre, duhul, că de fapt despre asta e vorba, cred că nu stă foarte mult acolo și cred că revine sau te face înger. Depinde. Acum, vezi, e și o chestie, știu eu dacă... Noi nu știm nimic. O merita să ajung lângă tata? De aceea spuneam, e doar o formă de consolare și de încurajare. Da. Măcar știm că nu i s-a întâmplat doar tatălui tău, știm că nu s-a întâmplat doar unui om drag, că la un moment dat cu toți o să ne ducem. Orică, păi, știu, deși ți-ai spus că nu ți-e frică de deci, moarte. Deci singura certitudine a vieții asta este. Absolut. Nu știm nici măcar când ne naștem. Nu știm de unde venim. Corect. Cum ne naștem. Cum am apărut. Știm doar că ne-am născut. Dar dacă avem o certitudine în această călătorie, este că la un moment dat plecăm. Când? Unii mai devreme, alții mai târziu. Fiecare când este timpul. Pentru că, uite, vrei să spun ceva, o chestie care mă deranjează foarte tare. Băi, da, mă deranjează și a început să mă deranjeze din ce în ce mai rău. Văd tot felul de chestii în social media. Vis-a-vis de Ion Iliescu. Cât mai trăiește, cât și... mai... Păi, oameni buni, trăiește zilele lui. Mi se pare de o ipocrizie ieșită din comun să-i număr zilele altui om. Nu crezi că este un umor caracteristic românilor? Nu știu. Nu, asta e pe departe de a fi și un umor englezesc. Pentru că, până la urmă, nu putem. Adică, nu poți să-i numeri zilele cuiva. Că fiecare își trăiește fix cartea lui. Poate pentru unii chiar este un chin să trăiască foarte mult, poate alții ar da orice să trăiască mai mult. Vrei să spun ceva? Cu siguranță, deci cu siguranță, nu este o fericire să trăiești până la 110 ani. Pentru că aduni foarte multă suferință. Și nu vorbesc de suferință din asta cotidiană. Vorbesc, gândește-te că un om la 110 ani este foarte probabil să-și fi îngropat toți ai lui. Corect. Și să fie în grija unor... Necunoscuți, poate. Poate necunoscuți sau 3-4... generații, a treia sau a patra generație, când oricât de mult am fi de uniți ca și familie, se
pierde. Se pierde, așa e. Adică, uite, fac eu o comparație eu vis-a-vis de străbunicul meu, da? De bunicul lui taică. Mm-hmm. Da, l-am cunoscut, dar nu mă lega nimic ceva special de el, da? Cum? Nu era ceva în mod direct, cum era poate cu... Da, da, înțeleg. Cum este cu bunica mea, bunica. Da? Deci, de asta spun că nu e plăcut, nici așa. Să avem grijă... La ce ne gândim și ce atragem și ce nu, ne dorim. Ideea este că noi oamenii, din păcate, am încetat să trăim clipa. Noi nu mai știm să trăim. Noi nu mai știm să trăim azi. Tu te consideri o femeie împlinită, Lorena? Da, și sunt. Nu că mă consider. Sunt o femeie împlinită pentru că am tot ce și-ar dori un om să aibă. Da, nu am o vilă. Nici nu-mi trebuie. Nu am iaht. Da, nici nu-mi trebuie. Adică dacă nu-l am, cred că nu-mi trebuie. Nu am ceasuri de nu știu de care. Nu e asta scopul meu în viață. Ce se întâmplă? Eu mi-am dorit de la mine și de la viața mea să trăiesc frumos. N-am pus niciodată accent pe lucrurile materiale, de nicio culoare, drept dovadă, locuiesc în Colentina, într-un bloc, ca toți oamenii, da? Deci nici măcar într-un ansamblu rezidențial. Da. Într-un bloc. Pentru că știi să te bucuri de cu totul, da, și cu totul conduc alte lucruri. O mașină absolut normală, pentru că pe asta mi-am permis-o, că da, trebuie să spun și lucrurile astea, nu sunt milionară. Cine crede că sunt milionară sau cum mai aud eu, ha. Averea fabuloasă. Da, averea fabuloasă a tatălui. Nu sunt milionară, că dacă aș fi fost milionară, probabil că n-aș fi lucrat nicio secundă viața mea. Da, deci aș fi stat. Da. Nu, eu muncesc pentru și-ți că... Și-ți place ceea ce faci. Evident. Și sincer, dar... și dacă erai milionară, tot te-aș fi văzut să muncești. Da, să știi că da, că sunt un om activ. Dar n-aș vrea să fiu ipocrită, să spun nu, eu muncesc din pasiune. Nu, muncesc și pentru bani, pentru că trebuie să trăim, da? Dar evident că este și pasiunea la mijloc. Absolut. Dar nu mi-am pus niciodată, că nu m-am gândit niciodată la lucrurile astea. Și n-am pus niciodată banii mai presus de oameni. Și se vede și ai reușit să transmiți treaba asta prin tot ce ne-ai povestit. Și adică chiar, sincer... Prin tot ce lași să se vadă. Chiar asta vreau, să nu ne mai ancorăm și să nu ne mai facem modele, oameni care nu gândesc mai mult decât material. Noi oamenii suntem... Păi suntem foarte mișto, suntem niște ființe minunate, am venit toți pe pământ cu un scop și avem loc toți. Apropo de durata noastră aici pe pământ, apropo de misiunea noastră, eu sunt sigură că misiunea ta, de fapt nu ai o singură misiune tu, pentru că tu ești genul de om care se împarte în mai multe locuri, tu trebuie să faci treabă și acasă la Hristos și la Atanas și te înțelegi bine și cu iubitelor, trebuie să fii și o bunică pe viitor, de excepție, da. Sunt sigură că te gândești, dar eu vreau să-mi fac o promisiune, să filmăm o dată la locul de muncă, vreau să te văd cum comunici și cu copiii, cum te transformi dragă, acolo. Da, acolo este, deci acolo suntem, când sunt rea, când sunt bună, când îi cer, când îi pup. Deci facem treaba asta. Da, sigur. Promit. Da. Bine. Nu, da, ți-am zis, este, să știi că uneori, apropo de treaba asta, și eu mă întreb, care e misiunea mea pe pământ? Nu știu, încă nu mi-am găsit răspunsul. Adică, n-am o chestie pe care... Poate că încă sunt pe punctul de a-mi începe misiunea. Că niciodată nu știi când îți începi. Poate mai trebuie să întâmple niște lucruri. Niciodată nu știi când îți începi realmente cu adevărat misiunea. Dar ce vreau eu, știi că tot timpul m-am gândit, băi, în momentul în care eu voi pleca din lumea asta, nu vreau să-și aducă lumea aminte de mine... Că am fost frumoasă sau că am fost nu știu cum sau că... Ce vrei să lași în urma ta? Știi ce vreau să spună lumea despre mine? Băi, a fost om. Și când spun om,
îmi asum și relele din viața mea, că nu sunt perfectă. Nimeni nu e perfect. Și relele din viața mea fac parte din farmecul meu până la urmă. Și până la urmă tot ceea ce ai trăit tu chiar te-au făcut să devii omul de astăzi. Știu că sună clișeic, dar sunt sigură că n-ai fi schimbat nimic. Și pentru că podcastul chiar așa se numește A meritat cu Nasrin, a meritat tot ce ai trăit până acum, Lorena? Da, merita cu vârf și îndesat. Și mai îmi doresc să mai... Adică îmi doresc să trăiesc frumos. Asta este lucru pe care mi-l doresc cu cel mai mult și cel mai mult. Și să rămâi om în continuare, așa cum asta, te știm. Asta depinde de mine. Și să cunoști oameni de calitate în continuare, să te înconjori mereu de ei. Din fericire să știi că oameni sunt. Știu. Chiar sunt. Totul este să avem răbdare cu ei. Pentru că noi nu mai avem răbdare. Dar ar trebui să învățăm și încă de mici și o să avem grijă să facem treaba asta. Îți mulțumesc din tot sufletul pentru că ai fost prezentă. Te-ai simțit bine, da, cred, m-am simțit, sper. Foarte bine, da. Și te mai aștept cu tot dragul și ne vedem pe terenul de fotbal. Te aștept. Vin la... și echipată. Auzi, eu acum am jucat în deplasare, hai să mai joci și tu în deplasare. Așa facem, îți mulțumesc din inimă. Să te urmărească cei de acasă și pe TikTok ai spus, da? Da, da, pe TikTok. Așa. Lorena Balaci, simplu. Lorena Balaci, A meritat podcast. Sperăm că v-a plăcut acest episod. Dați share, dați subscribe, așa să faci tu pe TikTok, da? Ca să te viralizezi. Da, da. Așa, da. Și toate declarațiile pe care le-ai spus să se viralizeze, să ajungă la cât mai multe persoane. Și acestea fiind spuse, vă mulțumim și a meritat, nu, întâlnirea. A meritat. A meritat. Ne revedem data viitoare.